Taxele pentru echivalarea unei diplome preuniversitare sau universitare și cele pentru eliberarea unei adeverințe de studii se vor dubla în curând. Modificările vor fi aduse printr-un proiect de ordin pus în dezbatere de curând de Ministerul Educației. Angajarea cetățenilor străini în România presupune respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale speciale. În privința cetățenilor străini din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European ORG, Confederația Elvețiană, există condiții speciale privind accesul pe piața muncii din România. Proiectul de ordin privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a apărut pe site-ul Ministerului Educației. Concret, proiectul propune noi cuantumuri pentru anumite taxe. Pentru recunoașterea și echivalarea diplomelor preuniversitare și universitare, 100 de lei. Pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor care atestă calitatea de student, 50 de lei pentru fiecare act. Pentru eliberarea adeverințelor privind studiile efectuate în România și în străinătate, taxa este de 50 de lei. Eliberare de documente în limbile engleză și franceză, 50 de lei. Pentru efectuarea de fotocopii ale documentelor necesare prestării serviciilor Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, 1 leu de pagină. Taxele de mai sus vor putea fi plătite prin caseria Ministerului Educației Naționale, prin mandat poștal și prin virament bancar. Noile cuantumuri sunt mai mari decât cele aplicabile în prezent. De exemplu, în cazul recunoașterii diplomelor preuniversitare, acum se plătește o taxă de doar 0,50 lei. La fel și în cazul studiilor de licență, taxa este la fel de mică.